Dragii mei, vorbim acum despre una dintre cele mai comentate relații, Iulia Vântur și Salman Khan. Cu toții știm că cei doi au o relație discretă din toate punctele de vedere, iar Iulia alege să vorbească foarte rar despre legătura dintre ei. Nu fac prea multe declarații despre iubirea pe care o trăiesc, însă cu toate acestea, fosta prezentatoare TV a spus că cel care le-a făcut cunoștință a fost chiar iubitul ei, Marius Moga. Și uite așa, fosta iubire i-a adus iubirea vieții ei. Eu ce să mai zic acum, mai rar așa ceva. Voi ce părere aveți? Așadar, uite că se întâmplă și în viața reală, nu doar în filme. Nu este scenariu de film. Fostul iubit i-a făcut cunoștință cu actualul iubit. Am putea spune marea iubire a Iuliei. Eu mă întreb, relația asta e chiar reală? Dacă relația este chiar reală, da, este cât se poate de reală. Și aici trebuie să ții cont de faptul că Salman Khan e un fel de rege în țara lui. Este, așa este privit, este foarte iubit de cei de acolo. Sigur că acest rege este și un pic rebel, adică nu ținem cont de iubirea aia față de rege, ci mai degrabă față de un idol, un actor rebel și așa mai departe. Asta întrebam, este o relație reală sau ține așa mai mult de mitologie? Că pare desprinsă din povești, din legende. Dar și... de ce ai dubii? Pentru că nu prea am văzut împreună, adică se vorbește foarte mult, imagini cu ei nu prea sunt. Ba nu, imagini cu ei sunt foarte multe, într-adevăr, nu sărutându-se sau nu știu. Păi, religia acolo este diferită față de a noastră, cultura este foarte diferită. Da, păi și totuși, dacă religia e diferită, când are loc nunta, nu? Vrem și noi să vedem imagini de la nuntă, să vedem copii numeroși. Știi cum, uite, apropo de rege, de ce spunea Alexia, Salman Khan într-un interviu a declarat că el abia are, poate greșesc, undeva 58 sau 59 de ani și a spus că el încă mai are timp, reușește să facă și copii, să se și căsătorească. Nu are timp? Are timp, mai are timp. Mai are timp? Da, mai are timp. Adevărul e că da. Abia, el a și spus, abia are 58 sau 59 de ani. La o vârstă fragedă. Și are tot timpul din... Dacă el se simte tânăr, dacă el așa se simte tânăr, de ce nu? Înseamnă este că o să avem parte de o nuntă peste 20 de ani, dar de ce e obligatoriu Iulia... să se căsătorească? Așteptăm și noi, nu? Sunt cupluri care stau de viață împreună, sunt fericiți și nu au făcut niciodată... Eu cred că religia nu le permite. Ba da, de ce nu? Pentru că în India sunt hinduși și musulmani. Da, da, da. Iar el este de la tată musulman și de la mamă hindus. Și atunci s-a hotărât dacă are mai multe neveste, doar una. Are niciuna. Bine, dar hai uite să luăm așa, să presupunem că da. Cum spui tu, că nu știi. Dar presupunem, ei sunt împreună, sunt în regulă, sunt un cuplu. Cum crezi, cum își trăiesc ei viața de zi cu zi, ținând cont că, da, nu se afișează, nu prea știe lumea de ei? Uite, vorbind despre Iulia Vântur, ce crezi că e în sufletul ei? Sau cum a putut să accepte ea lucrul ăsta? Sau cât de mare poate fi iubirea încât a acceptat? Uite, și o femeie și-ar dori, cred, familie, copii. Deci gândindu-ne că și-a lăsat aici o carieră de succes... pentru că era cunoscută și cumva în România era o celebritate, da? Ea a ales să plece și este în continuare, da. Ea a ales să plece și e plecată de mulți ani acolo. Înseamnă că ceva a atras-o, poate și această iubire, dar este clar că ea s-a adaptat acelui stil în care s-a regăsit și cred că înainte să rămână cu el, cu Salman Khan, cred că ea cumva a trecut printr-o transformare spirituală și știu că a stat la un moment dat într-un ashram, a urmat niște etape acolo. Nu cred că va mai reveni aici și nu, cum ar fi, mă întrebai cum ar fi relația lor. Cred că ea are foarte multă răbdare și toleranță. Hai, bine, rămâne de văzut. Poate, cine știe, dansăm și la nunta ei. Hai să mergem la următoarea.